Vreau să vă arăt o chestiune interesantă, respectiv o piesă de plastic care îmbracă cumva pasajul roții cu un rol dublu. Partea inferioară are rol aerodinamic, e făcută ca să proiecteze aerul undeva sub roată, dacă vreți, în așa fel încât să nu întâmpine roata rezistență la rulare. Însă dungile acelea, forma pe care o are plasticul ce îmbracă pasajul roții, are un rol dublu. Nu sunt eu foarte deștept, dacă vreți. Practic am citit despre anumite cercetări făcute în acest sens. Respectiv, forma pe care o vedeți, neregulată, are un dublu efect. Unu, ajută la disiparea mult mai bună a zgomotelor provenite de la rulare, așadar are un rol de scut antifonic, dacă vreți, pentru zgomotele la rulare. Și a doua, surprinzător, se pare că această formă permite și o spălare, dacă vreți, mai bună a pasajului roții, respectiv în momentul în care treci prin zone cu apă sau mergi pe ploaie, permite noroiului să nu rămână prins pe acele bucăți de plastic, folosind o tehnologie, dacă vreți, asemănătoare cu cea a chiuvetelor anticalcar, respectiv nepermițând noroiului să formeze o crustă suficient de mare încât să rămână aderentă la plastic. Am considerat că e o informație utilă, arată totuși cât de atent trebuie să fii la detaliile unui autovehicul. Sunt cel puțin eu cunosc câteva tehnologii diferite folosite de constructori la îmbrăcarea pasajului roții. Fiecare are avantaje și dezavantaje. Eu v-am prezentat acum o tehnologie pe care sincer n-am mai întâlnit-o, doar la acest Veloster am văzut-o. Foarte probabil că mai există și pe alte autovehicule, poate chiar și la Hyundai. Însă am avut ocazia să citesc despre ea și cred că e interesant de precizat această poveste. Iată motorul. Vorbim de varianta de 1,6 litri GDI, adică injecție directă de benzină, fără turbo. Deci motor aspirat, cilindre 1,6, putere maximă 140 de cai. Așa cum știți, mai este disponibil un motor de 1,8 și 160 de cai cu aceeași tehnologie GDI, însă modelul testat în momentul de față are cilindrea de 1,6 litri și puterea de 140 de cai. Puterea se atinge la o turație de 6300 rotații pe minut și cuplul maxim este de 167 N la 4850 de rotații pe minut, motorul fiind cuplat la o cutie de viteze cu 6 rapoarte. La o privire mai atentă observăm asemănări cu motorul de pe Elantra. Respectiv vom vedea vasul de expansiune cu lichid de răcire situat pe zona în care se află și electroventilatorul, în dreptul radiatorului, la fel și filtrul de ulei. Au o configurație, dacă vreți, derivată din motorul pe care îl vedem și la Elantra. Spațiul pentru servisare pare a fi suficient. Observ totuși o deosebire importantă. Dacă la Elantra aveam o admisie dinamică a aerului, în cazul de față nu mi se pare că piesa asta de plastic are legătură cu exteriorul, sau dacă are, în orice caz, traseul de admisie al aerului este complet diferit față de cel de la Elantra, unde din priza de aer de aici aerul era trimis direct în filtru. Filtrul îl vedeți aici. La Veloster aerul se duce, are o conductă care merge în jos și se întoarce undeva pe aici, deci un traseu foarte întortocheat, probabil tocmai cu scopul de a
răci cumva aerul. Bănuiesc că pe undeva pe jos e o priză de aer care lovește în această conductă. De ce spun asta? Pentru că, așa cum se observă, zona măștii superioare este complet închisă. Deci tot ce vedem aici este doar ornament. Însă prin siglă intră aerul pentru răcirea celor două radiatoare, respectiv cel de climatizare și cel de răcirea motorului. Altfel, configurație, cum spuneam, întrucâtva similară. Bineînțeles că diferențele majore sunt și în zona de injecție, pentru că avem injecție directă, care este o tehnologie foarte avansată, ca dovadă și faptul că puterea litrică este foarte mare, 140 de cai la 1,6 litri. Acumulator de mici dimensiuni, bușon de ulei, joșă, alternator poziționat sus, prindere pendulară a motorului. Datorită configurației, în cazul unui accident ușor, există șanse ca motorul să iasă neafectat. Nu știu, și radiatoarele sunt destul de departe, și radiatoarele de zona în care se află numărul de înmatriculare. Zona inferioară iar are o porțiune mare închisă. Aici, de exemplu, și în partea simetrică. Deci deschideri destul de limitate. E clar că inginerii de la Hyundai au considerat că nu este necesar să încarce aerodinamic vehiculul mai mult decât este necesar. Vorbim totuși de un motor cu o cilindrie redusă de 1,6 litri. Diferența principală față de Elantra o observăm în insonorizarea de capotă. E clar că diferența de preț și de clasă între cele două vehicule e mare, adică Elantra e totuși un autovehicul entry level, în timp ce Veloster e un automobil mai cu pretenții, iconic, dacă vreți. Și însă la nivelul peretelui dintre bord și motor e un pic de pâzlă antifonant acolo, însă nu la nivelul la care mă așteptam. Cu toate acestea, nivelul de zgomot în Veloster este mai redus decât în Elantra, adică nu numai pe autostradă, ci și în orice situație și la orice turație este sesizabil mai mic nivelul de zgomot decât în Elantra. Zona ștergătoarelor, admisie pentru aer, pe unde se scurge apa de ploaie. Piesa asta de plastic dintre parbriz și motor e o piesă foarte importantă, chiar dacă mulți o neglijează. Și o ultimă remarcă, vreau să vedem cât de mare este farul. Iată, are o lungime de aproape un metru. Dacă ne uităm de aici până aici, farul este imens. Sigur, cu avantaje deosebite legate de estetică, însă cu dezavantaje că orice pietricică îl poate sparge, având o zonă expusă foarte mare. Iată reglajele scaunului, în întregime mecanice, așa cum îmi plac mie, simplu și eficient. Înălțime maxim. Se vede că minim coboară destul de mult. Avem o pârghie în față din care, iată, cursa în spate. În față te poți duce până lovești cu genunchii în bord. Iar din această clapetă reglăm spătarul. În plus, o să mai observați un mic apendice aici, care face cumva același lucru. Se vede că e solidar cu clapeta de care vă vorbeam. Are rolul de a vă ajuta să introduceți obiecte în spate. Adică, practic,
un fel de easy entry pentru obiecte, pentru că nu facilitează și deplasarea concomitent înainte a scaunului. Așadar, este doar pentru a te ajuta să iei obiecte din spate sau să pui obiecte în spate. Altfel, în zona inferioară observăm o clapetă din care acționăm deschiderea unei alte clapete pentru alimentarea rezervorului de combustibil. În stânga, sub bord, avem clapeta pentru deschiderea capotei motorului, zona de siguranță și mufa pentru diagnoză OBD, apoi o serie de comutatoare, reglajul pe înălțime al farurilor, de unde deducem că nu avem faruri cu xenon, ci faruri de tip halogen, activare-dezactivare senzor de parcare, activare-dezactivare SP și un comutator foarte interesant care a fost mutat din interiorul dintre cele două cadrane de bord aici, într-o poziție mult mai ergonomică, de reglarea intensității luminii bordului. Blocul de lumini, reglajele volanului, avem adâncime, o cursă medie și înălțime, de asemenea o cursă medie. Oricum am reușit să-mi găsesc poziția fără nicio problemă și cred că orice persoană, indiferent de înălțime, își poate găsi poziția folosind reglajele oferite de acest Hyundai. Iată foarte rapid și fața de ușă de pe partea șoferului, respectiv ușa de tip coupé, dacă vreți. Reglajele pentru oglinzi, un mâner foarte interesant, iată-l, rar, de fapt nu rar, e prima dată când întâlnesc un astfel de sistem, foarte interesant. Și bineînțeles, marea surpriză pentru oricine se uită la blocul de comandă al geamurilor acționate electric, vede doar 3 geamuri și este întru totul firesc, întrucât vehiculul are doar 3 portiere. Și restul de butoane îl vedeți acolo. O combinație de plastic cu imitație de piele, suport pentru diverse obiecte, incluzând și un spațiu pentru o sticlă de jumătate de litru. Incinta audio vizibilă, așa cum spuneam și la spate, se vede foarte interesant. Bineînțeles, mânerul care face toți banii și s-ar putea, dacă aveți mâinile mai mari, să fiți un pic incomodați atunci când vreți să încuiați sau să descuiați, ori să acționați geamurile electrice. Iată pedalierul. Spre surpriza mea, deși la Elantra găseam un suport pentru piciorul stâng aici, în ton cu pedalele, tocmai la Veloster acesta lipsește. Vroiam să vă vorbesc despre acest interesant suport al centurii. O dotare, din punctul meu de vedere, obligatorie pentru orice autovehicul de tip coupé. Dacă nu am fi avut această piesă, observați că n-aș fi ajuns cu mâna decât cu un efort destul de consistent ca să îmi apuc centura pentru a o poziționa corect. Nici sistemul acesta nu este cel mai avansat, întrucât există sisteme mult mai deștepte și totodată la fel de simple ca acesta, la care piesa din imagine este prinsă de scaun. Și atunci întotdeauna vei avea centura foarte la îndemână, indiferent de poziția scaunului. Dacă, de exemplu, îți ții scaunul mai în față, o să vedeți că e destul de complicat de ajuns și la piesa asta. Însă trebuie să recunosc că Veloster este printre puținele vehicule la care întâlnești un astfel de sistem, care anulează practic dezavantajul vehiculelor de tip coupé, dezavantajul principal fiind exact acesta. Faptul că întotdeauna ți este
foarte greu să ajungi la centura de siguranță. Fața de ușă de pe partea dreaptă, din față, bineînțeles, similară cu cea de pe stânga, însă nu este simetrică, fiind mult mai mică ca și dimensiuni. Stau în spate. Într-adevăr, dacă ești mai înalt, cu siguranță că o să stai cu capul în lunetă. Deci avertizarea aceea că putem lovi cu luneta pasagerii din spate este realmente corectă. În orice caz, surprinzător de bine se stă, e spațiu, scaunul e în poziția mea de condus, scaunul față. Spațiu pentru picioare suficient, chiar și spațiu pentru 5 persoane, fără nicio problemă, e în mașină. Însă, e clar că Veloster a fost destinat pentru 4 pasageri, observăm asta atât din numărul de tetiere, avem doar 2 tetiere în spate. Și în plus, în locul în care ar putea să mai intre eventual o persoană, avem 2 suporturi de pahare și un mic spațiu de depozitare. E o chestiune la fel de inedită ca și alte lucruri pe care le-am văzut la Veloster. Cu ocazia asta vă arăt și scrumiera, care era amplasată într-unul din suporturile de sticle. Frumos profilate scaunele, îmi place tapiseria, foarte ok în interior. Ce remarcăm? În mod evident, faptul că nu avem o simetrie a părții stânga cu partea dreapta este firesc, pentru că pe stânga avem o arhitectură de tip cupe, iar pe dreapta o arhitectură de tip 2 portiere laterale. În afară de cele precizate până acum, vreau să vă arăt că avem și un pic de modularitate, respectiv folosind niște butoane, dacă vreți, putem face chestiunea asta în momentul în care vrem să transportăm obiecte mai mari. Și același lucru îl putem face și cu porțiunea pe care stau eu. Deci practic avem o banchetă fracționabilă 60-40, așa cum este cunoscută. Avem un cârlig în partea stângă pentru un numeraj sau ceva și o plafonieră undeva în jumătatea vehiculului. O să remarcăm la fel ca la Elantra un spate al scaunelor complet din plastic, cu avantaje evidente, greu de stricat așa ceva, pe când dacă spatele ar fi fost din piele, cu siguranță că din neatenție cu piciorul, cu vreun obiect ascuțit, îl puteai zgâria iremediabil, pe când plasticul, chiar dacă se zgârie, totuși își păstrează calitățile și rezistența. Iată cum arată zona din stânga, zona tip cupe spate, un difuzor audio de mari dimensiuni, cu precizarea că această grilă permite și vizualizarea incintei audio. E un efect foarte interesant, adică vezi practic difuzorul în interior. Și aici avem un fel de spațiu de depozitare, că nu pot să-i spun altfel, simetric cumva cu mânerul de închidere al portierei din dreapta, pe care o vedeți acum în detaliu. Nu avem spații de depozitare pe portiera din dreapta sau pe partea pe care mă aflu eu, însă avem 6 suporturi de sticle în întreg vehiculul, ceea ce pentru 4 persoane e absolut suficient. În plus, mai găsim câteva spații de depozitare destul de mari și cred că mașina stă foarte bine la acest capitol al spațiilor de depozitare.